Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfințite, în numele confraților mei, a credincioșilor din comunitatea Hălăucești, vă spun din toată inima, bine ați venit în mijlocul nostru. Ne bucurăm de prezența excelenței voastre și că ați ales de a celebra Sfânta Liturghie și pentru a ține cea de-a patra cateheză din postul mare și aici în biserica noastră din Hălăucești. Am așteptat cu drag această zi și ne dorim ca acest moment să ne găsească pe toți cei din comunitate, cât și cei care sunt uniți cu noi prin mijloacele de comunicare online, uniți în rugăciune și cu inimile deschise în a primi cuvântul lui Dumnezeu, cât și învățătura excelenței voastre. Vă rugăm așadar să invocați de la Bunul Dumnezeu harurile de care avem nevoie prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, aici în biserica închinată ei, a Sfântului Iosif în ziua în care începem novena de pregătire în cinstea lui, revărsând totodată binecuvântarea Domnului asupra noastră a tuturor. Bine v-am găsit și vă mărturisesc că am venit cu bucurie în mijlocul dumneavoastră în această zi din postul mare pentru a ține, așa cum spunea Părintele Paruh, cateheza pentru această săptămână. Aici, în această biserică, eu fiind pentru a doua dată, dar îmi aduce aminte de ziua în care am dat examen la seminar. Eram în partea aceea, într-una din bănci, în anul 1969, pentru că s-a dat în mai multe parohii atunci examenul și am dat examen aici, în biserica dumneavoastră, examenul scris și apoi orar în casa parohială. Am venit cu drag în mijlocul dumneavoastră și vrem împreună să trăim Sfânta Liturghie la care luăm parte acum, să trăim cu real folos sufletesc timpul sfânt al postului în care ne aflăm încă, îndreptându-ne spre Marea Sărbătoare a Sfintelor Paști. Adunăm acum toate gândurile și intențiile noastre bune și ale tuturor celor care s-au încredințat rugăciunilor noastre și cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Yeah.
ne rugăm. Doamne, noi ne rugăm cu umilință Maestății Tale, ca pe măsură ce se apropie sărbătoarea dătătoare de mântuire, să înaintăm cu tot mai multă evlavie spre celebrarea misterului pascal, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Așa vorbește Domnul. Le-am poruncit părinților voștri acest lucru. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe căile pe care vi le-am poruncit și va fi bine pentru voi. Dar ei nu au ascultat și nici nu și-au plecat urechea, ci au umblat după planurile încăpăținate ale inimilor rele. Au dat înapoi, nu înainte. Din ziua în care i-am făcut să iasă pe părinții voștri din țara Egiptului și până în ziua de azi, i-am trimis la voi pe toți slujitorii mei, profeții, zi de zi trezeam și îi trimiteam. Dar ei nu m-au ascultat și nu și-au plecat urechile și au înțepenit grumazul și au făcut mai rău decât părinții lor. Dar tu spune-le toate aceste cuvinte, însă ei nu te vor asculta. Cheamă-i, dar ei nu vor răspunde. Spune-le, acesta este neamul care nu ascultă glasul Domnului, Dumnezeului său, și care nu primește mustrarea. Fidelitatea a pierit, a dispărut din gura lor. Cuvântul Domnului. Unde ați ascultat astăzi glasul Domnului? Nu vă împietriți inimile voastre. Să strigăm cu bucurie către stânca mânătoirii noastre, să mergem înaintea Lui cu cântece de laudă și în cântări de psalmi să-L preamărim. Și să ne plecăm în fața Lui, să îngenunchem înaintea Domnului Creatorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care El îl păstorește, turma pe care mâna Lui o călăuzește.
veți asculta astăzi glasul Lui. Nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustiu. Acolo m-au ispitit părinții voștri, m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele. Întoarceți-vă la mine din toată inima, căci eu sunt milostiv și îndurător, spune Domnul. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp Iisus a scos un diavol și acesta era mut. Îndată ce a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile se mirau. Însă unii dintre ei spuneau: cu Belzebul, căpetenia diavolilor îi scoate pe diavoli. Alții, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: orice împărăție dezbinată în ea însăși se ruinează și se prăbușește casă peste casă. Deci dacă Satana este dezbinat în el însuși, cum va dura împărăția lui? Voi ziceți că eu îl scot pe diavol cu Belzebul. Dar dacă eu îl scot pe diavol cu Belzebul, fiii voștri, cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voștri. Însă dacă eu îi scot pe diavol cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Când un om puternic, bine înarmat, își păzește casa, ceea ce are el este în siguranță. Dar dacă vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos, Doamne noastră. Cucernice, Părinte Paru Daniel, cucernice Părinte Decan Petrică Blaj, sfințiile voastre părinți concelebranți, dragi ministranți, dragi copii, adolescenți și tineri, iubiți credincioși din Hălăucești și toți cei care sunteți în comuniune directă cu noi prin Ercis Media, preluat și de Maria TV,
sau pe undele radio și internet. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește, spune Iisus în finalul Evangheliei din această seară. Aceste cuvinte rostite de Iisus ne provoacă pe toți la meditație, la o reflecție, mai ales că suntem în timpul sfânt al postului mare și ne pregătim pentru marea și frumoasa sărbătoare a Sfintelor Paști. Ce este important pentru noi să fim cu Iisus. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Ce vor să ne spun aceste cuvinte? Ne întrebăm cum putem fi noi cu Iisus, de partea Lui. Răspunsul este simplu, prin credință. Iar credința este darul Lui Dumnezeu, pe care noi l-am primit atunci când am fost botezați în germen, pentru că am fost botezați de mici. Dar simultan este și răspunsul pe care îl dăm lui Dumnezeu, cel care ni se revelează, ni se descoperă, ni se face cunoscut. Veți spune, dacă noi eram mititei când am fost botezați, cum am putut să dăm noi un răspuns liber lui Dumnezeu care ne-a chemat să ne dea demnitatea de fii ai Săi? Răspunsul este prin părinții și nașii noștri, că numai în baza credinței părinților și nașilor, Biserica Catolică, ca și cea ortodoxă, administrează botezului omului de mititel. Și aici, marea responsabilitate pe care au părinții, secundați de nași, pentru ca, pe măsură ce copilul înaintează în viață, să fie crescut și educat în această credință creștină pe care a primit-o în germen la botez. Deci, sub îndrumarea părinților și nașilor, sub îndrumarea preoților, a cateheților, a comunității de credință în care am trăit, noi, încet, încet, am înaintat pe drumul credinței. Așadar, credința este darul lui Dumnezeu și, în același timp, răspunsul liber al nostru dat lui Dumnezeu, cel care ne cheamă la viață, ni se revelează, ni se face cunoscut. Credința este așa de importantă încât Iisus în Sfânta Evanghelie ne spune așa de clar, cine va crede și va fi botezat, se va mântui. Cine va refuza credința, va fi osândit. Nu avem așadar altă alternativă. Ori credem și ne mântuim, ori refuzăm să credem că suntem liberi și ne osândim. Noi vorbim aici despre o credință autentică, acea credință care se exteriorizează cu blândețe, putem să-i spunem, angelică, credință care este mărturisită în public. O astfel de credință are în ea însăși o putere extraordinară. Nici nu vă puteți închipui. O putere care fascinează. Noi creștinii, prin viața noastră, trebuie să arătăm altora, tuturor oamenilor cu care conviețuim, să arătăm forța și frumusețea unei atare credințe. Aici avem mărturia atâtor semeni de ai noștri care în cei 2000 de ani de creștinism și-au mărturisit credința până la dăruirea totală a vieții lor, martirii.
Trebuie să arătăm lumii că purtăm în inimile noastre această comoară, că este într-adevăr o comoară care dă vieții noastre o strălucire nemaipomenită. Credința în Iisus Hristos, Dumnezeul care s-a făcut om, că acesta este Iisus Hristos, Dumnezeul care s-a făcut om, care a murit și a înviat pentru mântuirea noastră. E, o atare credință ne face să credem dacă este într-adevăr autentică, dacă o profesăm, dacă o exteriorizăm, ne face să credem că suntem cu Hristos. Altfel suntem împotriva Lui. Cine nu este cu mine este împotriva mea, cine nu adună cu mine, acela risipește. Omul care crede cu adevărat, adică omul cu o credință autentică, nu poate sta mut în fața asaltului dezlănțuit, cum vedem astăzi, de Satana și faliții lui, și sunt așa de mulți în lume, nu poate sta mut în fața acestui asalt dezlănțuit împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, împotriva vieții și a valorilor credinței noastre creștine. Nu poate sta mut un creștin adevărat. Dimpotrivă, omul care crede cu adevărat îi cere lui Dumnezeu să fie eliberat de acel duh mut. Ați auzit în Sfânta Evanghelie, Iisus a vindecat un om care, în care era un diavol mut. L-a vindecat. De aceea spunea că omul care crede cu adevărat cere lui Dumnezeu să fie liberat de acest duh mut și să fie atins de degetul lui Dumnezeu. Spune Iisus, cu degetul lui Dumnezeu îi scot eu pe draci, pe diavol din oameni. Și omul credincios cere lui Dumnezeu să fie atins de degetul lui Dumnezeu pentru ca purificat de acest duh mut și întărit de har prin degetul lui Dumnezeu să-și mărturisească credința, spunând cu Sfinții Petru și Ioan, nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut cu ochii noștri și am auzit cu urechile noastre. Câte lucruri frumoase nu vedem noi în trăirea, în mărturisirea credinței. Le experimentăm aici, în casa Domnului, în viața noastră creștină. N-avem voie să tăcem, ci trebuie să arătăm altora credința noastră, exteriorizându-o, arătând puterea credinței. Ea este mântuitoare pentru noi toți. Și un astfel de om care își mărturisește credința, spune oamenilor hotărât prin Hristos și în Hristos, cu ajutorul Lui, că împărăția lui Dumnezeu este la voi, a ajuns la voi. Convertiți-vă, credeți în Evanghelie. Asta e mărturia care trebuie să o dăm noi în lumea în care trăim astăzi, lume care se arată tot mai străină, tot mai departe de Dumnezeu. Și atunci ne mirăm, de ce atâta nenorocire, de ce pandemia aceasta, de ce atâta ură, războaie, nedreptăți care se înfăptuiesc în lume. Toate sunt urmări ale păcatelor. Omul se crede el Dumnezeu astăzi. Unul este Dumnezeu, Cel care ne-a creat și în care suntem chemați să credem și să-i recunoaștem supremația Lui. El l-a trimis în lume pe Fiul Său ca să ne mântuiască. Aceasta, iubiți credincioși, este învățătura din totdeauna a Bisericii. Cei care aveți procurat în biblioteca personală documentele Conciliului Vatican al II-lea, preoții sigur le au, îi invit să deschidă cartea, să nu mă lungesc eu acum pentru a da citat dintr-un document oficial al Bisericii numit Lumen Gentium, Lumina Popoarelor, Constituție Dogmatică, la numărul 3, acolo găsim multe lucruri și detaliat despre importanța credinței noastre și misiunea pe care o avem noi de a profesa credința în Hristos care a murit
și a înviat pentru mântuirea noastră. Datoria noastră este să ducem mai departe cu mult curaj această credință în Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Fraților, toți oamenii de pe fața pământului sunt chemați la unirea cu Hristos. Să fim cu El dacă vrem să realizăm lucruri mărețe în viață și să avem parte de mântuire, pentru că El este unicul mântuitor al lumii. Poate ne surprinde cât de categoric este Hristos în această afirmație din finalul Evangheliei de astăzi. Cine nu este cu mine este împotriva mea, cine nu adună cu mine risipește. Ne surprinde acest mod al lui Iisus categoric de a se exprima față de noi. El ne cere aici nu doar mult, ne cere totul, ci ne cere aici toată viața noastră, ne cere sau ne vrea în totalitatea Lui, că nu putem sluji la doi stăpâni, ne spune El în altă parte din Evanghelie. Las că rezolv eu și cu Dumnezeu, dar le am și cu Michiduță, îi fac și Lui din când în când voia. Nu, nu putem sluji la doi stăpâni. Iisus ne cere totul și are dreptul să ne ceară totul, toată viața noastră, să-i o dăm în totalitate Lui, pentru că El și-a dat totul pentru noi, viața Lui, murind pe cruce pentru mântuirea noastră, ceea ce medităm în timpul sfânt al postului mare, când facem calea crucii. În concluzie, să fim atenți la ceea ce vrem să facem cu viața noastră. Suntem cu Hristos sau împotriva lui Hristos? Dacă am ales să fim cu Hristos, atunci să o dovedim în cuvinte și în fapte, în modul nostru de a ne comporta. Nu aici în biserică, aici stăm cuminți toți, când ieșim din biserică. Să ne controlăm, să ne examinăm și timpul postului mare este un timp propice pentru așa ceva. Ce vorbesc eu? În ce relații sunt eu cu semenii mei? Câți dușmani am? De ce am dușmani? De ce nu iert? De ce nu mă împac odată? De ce nu termin cu beția, cu necurăția, cu ura, cu dușmăniile? Viața să dovedească credința noastră în Hristos. Dacă am ales să fim cu Hristos, repet, atunci să o dovedim în faptele concrete ale vieții noastre, în modul nostru de a ne trăi viața creștină. Ferească Dumnezeu să fim printre aceia care, ați auzit în prima lectură din Ieremia, au primit o mustrare severă prin gura profetului, care spune așa: acesta este poporul care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său. Ieremia 7:28. Fraților, să ne elibereze Domnul de neascultare și de duhurile rele. Să ne rugăm cu psalmistul care spune așa, și am cântat la psalmul responsorial: o, de a-ți asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împetriți inimile voastre. Vrem să-L ascultăm pe Domnul. Vrem să fim eliberați de orice duh mut, sau cum spunem la întâia împărtășanie și înainte, prima dată la botez, vrem să ne lepădăm de Satana și de toate faptele lui. Vrem să ne mărturisim autentic și curajos credința noastră în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Privim și la modelul de credință pe care ne-l dă biserica în aceste zile de martie, Sfântul Iosif, soțul preacurat al Fecioarei Maria și tatăl purtător de grijă al lui Iisus Hristos. Îi cere mijlocirea și ne rugăm cu încredere, spunând ceea ce repetăm noi la unul din cântecele frumoase pe tema credinței: cred, Doamne, în Tine și nădăjduiesc cu a mea credință,
să mă mântuiesc. Amin. Fraților prea iubiți, împărăția lui Dumnezeu este printre noi până la înfrângerea definitivă a puterilor răului. Să ne rugăm acum ca în această luptă să ne plasăm întotdeauna de partea lui Hristos, să spunem, mântuiește-ne, Doamne, de cel rău. Ajută, Doamne, biserica Ta să se păstreze curată în fața ispitelor celui rău și să-l combată cu mult curaj și hotărâre, să ne rugăm. Mântuiește-ne, Doamne, de cel rău! Luminează-i, Doamne, pe aceea care intenționat acționează împotriva lui Hristos, să ne rugăm. Mântuiește-ne, Doamne, de cel rău! Îmbogățește, Doamne, poporul Tău cu o nouă pleiadă de sfinți care, prin puterea iubirii și a binelui, să fie faruri de lumină pentru cei care umblă în întuneric, să ne rugăm. Mântuiește-ne, Doamne, de cel rău! Ajută-ne, Doamne, să unim tot ceea ce răul a divizat, astfel încât omenirea, ca o mare familie, să te recunoască pe tine drept singurul Tată, să ne rugăm. Mântuiește-ne, Doamne, de cel rău! Fă-ne, Doamne, sensibil la glasul Tău, care ne cheamă să trăim alianța încheiată cu noi prin botez, pentru ca să fim transformați în adevărați fii ai Tăi, să ne rugăm. Mântuiește-ne, Doamne, de cel rău! Conștientizează, Doamne, comunitatea noastră să afle în adunarea duminicală bucuria și puterea de a trăi viața într-un spirit de slujire generoasă, să ne rugăm. Mântuiește-ne, Doamne, de cel rău! Dumnezeule credincios și drept, nu privi la infidelitățile și îndârjirea inimilor noastre, milostivirea Ta să ne ajute să trăim în fidelitate față de glasul Tău. Aceasta ți-o cerem prin Hristos, Domnul nostru. Plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Ca să-ți fie plăcute, Doamne, darurile poporului Tău, curăță-l, te rugăm, de orice prihană a răutății.
Nu îngădui ca el să se alipească de bucuriile înșelătoare, căci i-ai făgăduit ca răsplată adevărul tău, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu spre mântuirea fiilor tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii. Și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm cântând fără încetare. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând:
Luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Cu demnitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, primite la botez, ne unim acum glasurile, le înălțăm spre ceruri, spunând împreună cea mai frumoasă rugăciune, aceea pe care ne-a învățat-o Iisus: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta,
să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, trupul lui Hristos.
Să ne rugăm. Dăruiește-ne cu bunătate, Doamne, ajutorul Tău, nouă celor întăriți cu Sfintele Sacramente, ca să putem primi rodul mântuirii și din tainele sfinte și prin întreaga noastră viață, prin Hristos Domnul nostru. Acum voi da binecuvântarea și imediat după binecuvântare voi începe novena în cinstea Sfântului Iosif, sărbătoare la care ne pregătim, fiind patronul Bisericii Universale, patronul provinciei franciscane, patronul meu, patronul atâtora dintre dumneavoastră, bărbați sau femei care poartă acest nume sau derivate de la el. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Implorăm, Doamne, milostivirea Ta, încrezându-ne în îndurarea Ta, pentru că așa cum de la Tine avem ceea ce suntem, tot astfel, prin harul Tău, să dobândim voința de a face binele și puterea de a face binele pe care îl voim. Prin Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Ea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Novenă de pregătire la solemnitatea Sfântului Iosif. Ziua întâia, încredințare în grija Sfântului Iosif. Sfinte Iosife, credincios purtător de grijă a lui Iisus Hristos și soț preacurat al Fecioarei Neprihănite, ne adresăm cu încredere filială și cu deosebită dragoste ție ca unui ocrotitor puternic și te rugăm cu smerenie să primești în grija ta sufletele și trupurile noastre, gândurile, cuvintele și faptele, toate străduințele și viața noastră întreagă. Vino în ajutorul nostru în toate strâmtorările și primejdiile care ne amenință din partea dușmanilor văzuți și nevăzuți și îndepărtează de la noi tot ceea ce ar putea dăuna trupurilor și sufletelor noastre. Iubitul nostru ocrotitor ceresc, te rugăm pentru dragostea nespusă prin care ai iubit întotdeauna pe Iisus și pe Maria, dobândește-ne prin meritele tale sfinte harul să putem iubi din toată inima Sfânta Familie și după exemplul tău să îndreptăm toată activitatea noastră spre slava lui Dumnezeu. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Noastră,
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfinte Iosife, Sfinte Iosife, Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi, Sfinte Iosife! Să ne rugăm, Dumnezeule, care printr-o pronie nespusă ai binevoie să-l alegi pe Sfântul Iosif de soț al preasfintei tale născătoare, fă-te rugăm să ne învrednicim al avea drept mijlocitor în cer pe acela pe care îl cinstim pe pământ ca pe un ocrotitor al nostru. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Urmează cateheza anunțată. Eu voi merge împreună cu preoții în sacristie și ministranții pentru a mă dezbrăca de odăjdiile acestea liturgice, rămânând în reverend, așa cum am obișnuit să fac toate catehezele din postul mare, iar dumneavoastră intonați deja cântecul în cinstea Duhului Sfânt. Cântați o strofă, două, până apar eu la altar.